Dacă vreți să vă spun și mai exact, datează de pe la vârsta de 8-9 ani, când am văzut două filme care m-au marcat, cred, pentru tot restul vieții. Unul era un film despre pierduta Atlantidă, un film american care se chema Regatul Submarin și în care era vorba despre o echipă de savanți care redescoperă Atlantida pe fundul oceanului și cu o seamă de aventuri și așa mai departe, iar celălalt era un film din seria, celebra serie Frankenstein, se chema Fiul lui Frankenstein. Un film cu Boris Karloff, evident, și care de asemenea cu, mă rog, cu ușorul frison pe care îl dă și amestecul de horror care există în acest film, care și el, de asemenea, m-a impresionat. Cred că de atunci a pornit cumva acest drum care, iată, m-a dus până astăzi. Da, sigur că există generații mai în vârstă, generații de mijloc și mai ales o generație tânără, care pentru mine constituie o mare bucurie, aceea de a o vedea poposind la toate standurile astea de cărți, în librării, cumpărând, luând, chiar cu niște sacrificii economice. Sigur. Astăzi e chiar cu sacrificii. Dar cartea de science fiction se vinde. Da. Asta este un lucru îmbucurător. Eu vreau să vă spun că, pentru că vorbim despre bucurii, cea mai mare bucurie a mea legată de science fiction este tocmai existența acestei generații. Nu numai de cititori, ci și de creatori în domeniul SF. Creatori pe tărâmul literaturii, creatori în ceea ce privește arta plastică. Sunt oameni foarte talentați, oameni care își vor croi fără îndoială drumul într-o perioadă care le oferă posibilități mult mai mari decât înainte. E adevărat că deocamdată în librării și pe standuri vedem mai ales literatură străină. Este însă un pas necesar. Un pas necesar pentru că e nevoie de modele. Și așa cum ați văzut, sunt publicați foarte mulți dintre autorii celebri în alte părți, care la noi erau cunoscuți doar de cei care îi citeau în versiunile originale și uneori chiar și din traduceri care circulau în versiuni dactilografiate, pentru că era foarte complicat cu publicarea cărților. Așa încât în această generație stă speranța mea pentru viitorul science fiction-ului românesc. E o generație care deja a făcut dovada înzestrării sale, dintr-o seamă de cărți și de texte de mai mică întindere publicate în reviste, în fanzine, și care, sunt convins, în următorii ani va face ca acest gen în varianta lui românească să fie și mai bine cunoscut peste hotare. Domnule Hobana, pentru mine constituie totuși un anumit semn de întrebare. El, plecând de la o anumită, știu, experiență de viața mea, de la o anumită, știu, explicație dată, să spunem, de anumiți psihologi. Aceea că în momentele de criză, și noi trecem printr-un moment de criză, să spunem, socială, economică, etc., care nu ne propunem noi să o discutăm acum, omul își caută un refugiu. Și poate pentru tânăra generație, acest refugiu să fie science fiction-ul. O fi adevărat? Nu fi? Dumneavoastră ce părere aveți? Lucrul ar putea fi adevărat dacă nu ar exista o continuitate în ceea ce privește această preocupare pentru science fiction. Cel puțin de 23 de ani, în fiecare an, iubitorii acestui gen s-au întâlnit într-o consfătuire la care au participat din ce în ce mai mulți, ajungând ca, până la urmă, să existe în țara noastră cam 50 de cluburi de science fiction. Această tradiție a continuat și după Revoluție, pentru că în fiecare an ne-am întâlnit din nou. Iată, anul acesta ne-am întâlnit acum o lună la Ploiești, în congresul anual, deci, al iubitorilor de science fiction, la care am fost împreună scriitori, cititori, traducători, editori, artiști plastici, toți cei care, într-un fel sau altul, sunt legați de acest fenomen. Deci, mi se pare că, mă rog, cel puțin în acest domeniu, nu cred că interesul pentru science fiction să fie o formă de manifestare a crizei,
ci cred că el reprezintă, cum spuneam, o continuitate a unui lucru început cu mult timp în urmă și vom asista, sper din toată inima, vom asista la o creștere a interesului pentru acest gen, pentru că tânăra generație și nu numai ea, să știți că am foarte plăcută surpriză să constat că sunt mulți maturi care iubesc acest gen. Deci, cred eu că în următorii ani vom asista chiar la o creștere a interesului pentru acest gen, dar grefată pe această preocupare constantă. Eu mă gândeam în acest context și vă dau dreptate, într-adevăr, că elementul de continuitate există, cu discontinuitatea inerentă a obsedantului anul 89, nu, care există. Cu toate că chiar în 89 ne-am întâlnit la Timișoara. Da, la Timișoara, sigur că da. În luna noiembrie. Dar tot cu domnul Seco împreună. Exact, în luna noiembrie, aici. Dar mă gândeam la următorul lucru, că lucru este posibil datorită faptului că, să spunem, la nivelul psihologiei sociale, la nivelul tradiției, la nivelul fondului genetic propriu poporului român, care a dat basmul ca forma lui de realizare artistică, de transfer undeva în planul artistic. Bas care cred că se apropie foarte mult de modalitatea SF-ului, nu? Și poate de aici un apetit deosebit pentru lectura și pentru chiar participarea creativă alături de ei. Nu, da, da, fără îndoială, mai ales că basmul este unul dintre izvoarele science fiction-ului. Alături de literatura fantastică, alături de utopie, basmul constituie un important izvor al genului. De altfel, pentru că vorbeați despre basmul românesc, despre aplecarea noastră către acest gen, să ne amintim împreună de pildă de Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, în care apare, într-o formulă foarte originală, ideea aceasta a relativității timpului. Nu? Eroul care vă aduceți aminte, care plecat pe alt tărâm, când se întoarce nu mai găsește nimic din ceea ce știa. Pentru că acest timp care trecuse pentru el foarte încet, pentru cei din lumea lui originară, trecuse foarte repede. Iată deci ideea einsteiniană care apare într-un basm românesc cu mult înainte, și sigur în modalitățile specifice ale genului. Einstein o realizează în 1905-1907, sigur, nu? Iar basmul nostru are rădăcini memoriale. Sigur că da. Greu de spus când s-a născut. Cu sute de ani în urmă, în orice caz. În Einstein există acel paradox al gemenilor. Exact, nu? Exact. Unul care rămâne, celălalt care... Care pleacă. Care pleacă, sigur și că care da, când și se întoarce, găsește pe celălalt îmbătrânit cu foarte mult. O altă temă poate de discuție ar putea să fie aceea că în momentul de față s-ar părea că tehnicul nu mai are o dominație chiar atât de mare. Dacă ați avea bunăvoință, totuși să facem o scrutare cumva în timp a etapelor prin care trece și science fiction-ul. De la perioada lui de copilărie, de adolescență și cea de maturitate. Vedeți, este... Cred și mare eu, realizator, care considerați că sunt pentru fiecare etapă. Vedeți, dumneavoastră, este, cred eu, un drum firesc pe care l-a străbătut și science fiction-ul, ca și alte fenomene asemănătoare. La început există fascinația obiectelor, fascinația tehnicii în sine. Adică să nu uităm că science fiction-ul s-a născut într-o perioadă, la începutul secolului trecut, când avionul, submarinul, zborul cosmic erau niște visuri. Ei, sigur că atunci modul de realizare a acestor visuri, care de fapt se refereau la marile pătrunderi în necunoscut, adică la cucerirea văzduhului, cucerirea adâncurilor marine, cucerirea spațiului. Ei, mă gândeam și la realizările care sunt în cinematografie. Da, da. Care, la un moment dat, sigur că ne uităm la ele cu tot inefabilul ăla al vârstei care l-are pelicula. Dar sunt și momente hilare în sigur, toată construcția. Fără îndoială, fără îndoială. Și trebuie să avem îngăduința necesară. Trebuie să încercăm totdeauna să ne plasăm în timpul realizării. Sigur. Și al operei literare, și al operei sigur, plastice, și al operei cinematografice. Deci, mă întorc și spun, exista o fascinație a obiectelor care
erau în stare să realizeze aceste visuri milenare ale omenirii. Și atunci, sigur că accentul era pus pe aceste obiecte. De aici, dacă vreți, această predominanță a tehnicii în perioada respectivă. Ori, pe măsură ce science fiction-ul a crescut, a trecut de vârsta copilăriei, sigur că el a început să se îndrepte către obiectul său firesc, și anume către natura umană. Pentru că, vorbind acum despre literatură, da, și în artă lucrul este valabil, sigur că și pentru science fiction, ca pentru orice alt domeniu al literaturii, în centrul universului este omul. Și atunci, în mod firesc, pe măsură ce genul s-a maturizat, atenția s-a mutat, focalizarea a trecut de la obiect, a trecut la individ, la erou, la personaj. Și science fiction-ul sigur că a crescut foarte mult și din acest punct de vedere, pentru că există astăzi autori care pot să stea alături de alți mari autori din alte genuri literare, din alte domenii de expresie. Dacă vreți să v-aș da câteva dintre numele importante, mă gândesc de pildă, știu, la Ray Bradbury, de pildă, da, pentru americani. Mă gândesc la Stanislav Lem, marele scriitor polonez, care cunoaștem și noi. Mă gândesc la frații Strugațchi, pentru a vorbi și de zona aceasta a Europei. Mă gândesc, pentru a nu ocoli nici literatura noastră, mă gândesc la Vladimir Colin, plecat prea curând dintre noi și care este un autor remarcabil. Remarcabil nu numai în raport cu literatura noastră SF, ci chiar situarea lui, aș spune eu, la nivelul bunilor autori din străinătate. Și sigur că am putea să înmulțim exemplele cu o seamă de autori care s-au ilustrat în alte domenii și care au demonstrat și pe tărâmul science fiction-ului înzestrarea lor deosebită. Cum ar fi, știu eu, Dürrenmatt, Doris Lessing, de pildă, știu eu, William Burroughs sau mulți alții care, Anthony Burgess, sunt foarte mulți alții care, Robert Merle, de pildă, nu? Sigur. Sigur, nu facem acum un inventar, pentru că ne-ar lua prea mult timp. Nici nu e cazul. Da. Dar vreau să spun că genul, deci pornind de la această copilărie a lui, această copilărie tehnicistă, dacă vreți, da, să-i spunem așa, a evoluat ajungând să vorbească și el despre marile probleme ale omului și ale umanității și să vorbească mai ales despre dramele individuale, pentru că acestea sunt, până la urmă, cele care interesează în primul rând în literatură și în artă.